bine, n-am reușit. Din păcate, domnul Mecu nu poate fi prezent, unii dintre dumneavoastră nu-l cunosc. M-a suferit un accident ușor, am înțeles la mână și cred că astăzi sau ieri, oricum mi-am trimis un mesaj, ar trebui să mă întâlnesc cu el miercuri, să ne întâlnim la București. Ce aș adăuga față de ceea ce a spus colegul nostru? Este un om, un cercetător foarte discret, este dedicat trup și suflet bibliotecii. Dacă domnul profesor Dăncean spunea ceea ce spunea de contemporaneitate, de decibelii care ne asurzesc, vedeți, de foarte multe ori suntem imitați, cei care avem altceva de spus, să ținem microfonul mai aproape, că nu se aude la camere. Din potrivă, la muzica actuală trebuie să fie cât mai puternic zgomotul. Ori domnul Nicolae Mecu este, spuneam, un om discret, dedicat ștergerii corpului de pe cronice bătrâne și face parte din careul de ași al editorilor noștri. Sunt patru mari editori astăzi. Este în viață. Vatamaniu, Dimitrie Vatamaniu pentru Eminescu, Nicolae Egeran pentru Liviu Rebreanu, Mircea Handoca pentru Mircea Eliade și Nicolae Mecu pentru Cel Crănescu. Nu este un om în țara aceasta, un cercetător care să cunoască mai bine opera lui Cel Crănescu decât Nicolae Mecu și de asta spunea colegul nostru că a fost foarte simplă alegerea noastră. Poate cred că ar fi trebuit să ne gândim mai de mult la ea, dar e bine și acum. Vedeți că toate cărțile sunt despre Cecălinescu, mai are o teză de doctorat despre Iacob Negruții. A debutat relativ târziu, nu s-a afirmat în arena literară intempestiv. Este un om foarte riguros în ceea ce spune, în ceea ce scrie. Eu îl cunosc foarte în mod direct prin participarea la câteva, la mai bine de 10 comisii de teze de doctorat și văd de acolo cât de acribios și cum pune pe puncte absolut tot ceea ce are de spus. Cred că dintre membrii comisiei este cel mai adecvat la subiect. 8, 9, 10, 11 observații sau ce are de spus le pune în ordine. La modul general, cam asta am avut de spus despre acest om prin excelență de bibliotecă. Pe lângă editor, este desigur și istoric, literar, autor, colaborator la mai multe dicționare, dintre care și Dicționarul General al Academiei Române, Dicționarul Zaciu și alte dicționare despre romanul românesc, o muncă făcută în echipă, o muncă ce nu scoate în evidență un anumit membru al echipei, ci echipa întreagă. Nicolae Mecu este un om de echipă în ceea ce face pe de o parte, iar pe de altă parte este cel mai mare, cel mai bun cunoscător al operei și cel mai devotat cercetător al operei lui Cecălinescu. Iată argumentele care au stat în cumpână, nu prea mult, pentru a decide că domnia sa este câștigător din acest an al premiului și îmi pare nespus de rău că nu poate fi aici, în mijlocul nostru. Mulțumesc!